Și acum să aplicăm cunoștințele teoretice de până aici pentru a studia un fenomen foarte important cu o grămadă de aplicații practice și de asemenea legate de probleme de fizică, și anume fenomenul numit ciocniri. Poate ar trebui să-i spunem ciocniri mecanice, pentru că în cele ce urmează va fi vorba doar despre interacțiuni mecanice, prin forțe de contact. Prin ciocnirea mecanică înțelegem un fenomen în care interacțiunea dintre corpuri durează un timp finit și se face prin forțe de contact, așa cum am mai spus. Un timp finit înseamnă că începe brusc și se termină brusc. În general, o ciocnire mecanică are două faze. Faza comprimării, când cele două corpuri care s-au ciocnit se deformează, se comprimă și apar forțe elastice în ele, dacă apar, dacă sunt elastice, și faza separării. Dacă deformarea este plastică, atunci faza separării lipsește. Avem doar faza comprimării, nu apar forțe elastice pentru că avem corpuri plastice și în acest caz corpurile rămân lipite unul de celălalt, rezultând în final un singur corp. Dacă deformarea este elastică, atunci după faza comprimării urmează faza destinderii, corpurile se desprind unul de celălalt sub acțiunea forțelor elastice care apar în interiorul lor și după ciocnire vom avea din nou două corpuri. Și acum ceva foarte important, corpurile care se ciocnesc formează un sistem și am învățat că forțele interne nu pot să modifice impulsul sistemului. Ori forțele care apar în timpul ciocnirii sunt forțe interne, sunt forțe prin care cele două corpuri care se ciocnesc interacționează. Nu interacționează cu alt corp din exterior. Și asta înseamnă că impulsul total al sistemului trebuie să se conserve. Cu alte cuvinte, impulsul înainte de ciocnire trebuie să fie întotdeauna egal cu impulsul după ciocnire. Priviți, vă rog, acest desen. Avem două corpuri în momentul ciocnirii. Avem două tipuri de forțe, dar amândouă sunt forțe de contact. Forțe normale la suprafață, notate cu F1N, respectiv F2N, și forțe tangențiale la suprafață, care sunt de fapt forțe de frecare și care sunt notate cu F1T și F2T. Forțele notate cu 1 sunt forțele pe care corpul din stânga le exercită asupra corpului din dreapta, iar forțele notate cu 2 sunt forțele pe care corpul din dreapta le exercită asupra corpului din stânga. Observați, vă rog, că fiind acțiune și reacțiune, F1N și cu F2N sunt egale în modul și de sens contrar și același lucru îl putem spune despre F1T și F2T. Și asta înseamnă că, așa cum am spus, rezultanta forțelor care apar în timpul ciocnirii este zero. Sunt forțe interne. Deci, asta înseamnă că impulsul total al sistemului, repet, pentru că e foarte important, va fi același după ciocnire cu valoarea pe care a avut-o înainte de ciocnire. Să discutăm întâi cazul ciocnirii plastice. Vedeți în desen două corpuri cu masele M1 și M2 care se apropie unul de celălalt, se mișcă unul spre celălalt pe direcția centrelor lor de masă. Foarte important, o astfel de ciocnire se numește ciocnire centrală și deocamdată vom vorbi doar despre ciocniri centrale, urmând ca în cursurile aplicative care vor urma după ce vom termina teoria să vorbim și despre altfel de ciocniri. Avem deci o ciocnire centrală plastică, deoarece ciocnirea este plastică, după ciocnire vom avea un singur corp care va avea masa M1 plus M2. Impulsul total înainte de ciocnire este M1V1 plus M2V2. Acesta este deci impulsul înainte de ciocnire.
După ciocnire, am un singur corp cu masa M1 plus M2 cu viteza V'. Și acesta este impulsul P' după ciocnire. Așa cum am spus, P' trebuie să fie egal cu P și dacă egalez aceste două relații, găsesc că V' este M1 V1 plus M2 V2 supra M1 plus M2. Și am găsit formula care ne permite să calculăm viteza celor două corpuri care s-au contopit după ciocnire. Viteza corpului care a rezultat după ciocnire se poate deci calcula cu această formulă. Nu uitați că vitezele au semn. De pildă, în desenul nostru, dacă viteza V1 este pozitivă, atunci viteza V2 este negativă, pentru că are sens contrar și trebuie să ținem seama de semnele respective atunci când ne folosim de această relație. Energia cinetică a sistemului, celor două corpuri care s-au ciocnit înainte de ciocnire, a fost M1 ori V1 pătrat pe 2 plus M2 ori V2 pătrat pe 2. Iar energia cinetică după ciocnire, avem, nu uitați, un singur corp acum, energia cinetică prim va fi M1 plus M2 ori V' pătrat supra 2. Unde V' are această expresie. Se poate arăta că energia cinetică după ciocnire, energia cinetică prim, este mai mică decât energia cinetică înainte de ciocnire, folosind aceste relații. De ce? Energia nu dispare, se conservă. Așa este, o parte din energia cinetică a corpurilor, prin ciocnire plastică, se transformă în căldură. Atunci când avem deformări plastice, avem frecări interne care produc căldură. Și căldura care s-a degajat în ciocnirea plastică este tocmai diferența energie cinetică înainte de ciocnire minus energia cinetică după ciocnire. Și dacă vom face acest calcul, adică vom înlocui energia cinetică înainte de ciocnire cu această expresie, energia cinetică după ciocnire cu această expresie, în care V' are această expresie, vom găsi pentru căldura care se degajă următoarea relație. 1 pe 2 înmulțit cu M1 ori M2 supra M1 plus M2 pe lângă V1 minus V2 la pătrat. Așa se poate calcula căldura care se degajă într-o ciocnire plastică între două corpuri cu masele M1 și M2, care înainte de ciocnire au vitezele V1 și V2. Această fracție se numește masa redusă a sistemului, să o notăm cu MR, iar V1 minus V2 este viteza relativă a celor două corpuri, să o notăm cu VR. Și atunci căldura va avea expresia masa redusă, înmulțită cu viteza relativă la pătrat, supra 2, care e mult mai ușor de ținut minte, pentru că seamănă foarte mult cu formula energiei cinetice. Dacă P1 este egal cu minus P2, dacă P1 este egal cu minus P2, atunci se poate arăta că toată energia cinetică se transformă în căldură în această ciocnire plastică. Cu alte cuvinte, corpul care se formează va fi în repaus. Și energia cinetică a dispărut în sensul că s-a transformat toată în căldură. Să notăm!
Și acum să vorbim despre ciocnirea elastică. De fapt, voi vorbi despre ciocnirea perfect elastică, ciocnirea în care nu se degajă niciun pic de căldură. Cu alte cuvinte, energia cinetică se conservă. În realitate, nu există astfel de ciocniri. Întotdeauna se degajă măcar un pic de căldură. Nicio deformare reală nu este perfect elastică. Dar de multe ori căldura degajată este atât de mică în comparație cu energiile cinetice implicate în procesul ciocnirii, încât putem presupune că avem o ciocnire perfect plastică. Presupunem din nou cele două corpuri care urmează să se ciocnească central și care au masele M1, M2 și vitezele V1, respectiv V2. Ciocnirea fiind elastică, corpurile se despart după ciocnire. Vom avea, deci, și după ciocnire, două corpuri. Impulsul înainte de ciocnire, să-l notăm cu P, va fi M1 ori V1 plus M2 ori V2. Impulsul după ciocnire, să-l notăm cu P', va fi M1 V1 prim plus M2 V2 prim. Și acum, dacă egalez părțile din dreapta, pentru că știu că impulsul trebuie să se conserve, având doar forțe interne care intervin în procesul de ciocnire, voi obține o ecuație, cum am obținut și la ciocnirea plastică, dar de data asta voi avea două necunoscute. Voi avea ecuația M1, V1 și așa cum am făcut și la ciocnirea plastică, nu voi mai scrie vitezele ca vectori, pentru că ciocnirea fiind centrală, vitezele sunt tot timpul pe aceeași dreaptă, toate au aceeași direcție, n-au același sens, dar au aceeași direcție și atunci pot să scriu scalar această relație. M1, V1 plus M2, V2 este egal cu M1 ori V1 prim plus M2 ori V2 prim. Și așa cum am spus, am două necunoscute, ceea ce înseamnă că această ecuație obținută prin conservarea impulsului nu este suficientă. Din fericire, am spus că în ciocnirea elastică se conservă și energia cinetică. Energia cinetică înainte de ciocnire este M1 ori V1 pătrat pe 2 plus M2 ori V2 pătrat pe 2. Și după ciocnire este M1 ori V1 prim pătrat pe 2 plus M2 ori V2 prim pătrat pe 2. Și acum am două ecuații cu două necunoscute, așa că se pot găsi expresiile pentru V1 prim, respectiv V2 prim. Sistemul nu este foarte ușor de rezolvat, dar din moment ce știm rezultatele, înseamnă că cineva a reușit să-l rezolve. Mi-ar plăcea dacă ați încerca să găsiți expresiile pentru V1 prim și V2 prim. Este un foarte bun exercițiu de algebră. Dacă rezolvăm sistemul, obținem următoarele relații. V1' este 2 M1 V1 plus M2 V2 supra M1 plus M2 minus V1, iar V2' este 2 M1 V1 plus M2 V2 supra M1 plus M2 minus V2. Și avem două relații care ne permit să calculăm vitezele celor două corpuri după ciocnirea elastică, după ce au interacționat elastic și s-au despărțit. Două relații foarte importante. Așa cum am spus, în acest caz nu se degajă căldură.
în final să vedem câteva cazuri particulare ale relațiilor pe care le-am dedus. Cele cu albastru se referă la ciocnirea plastică, viteza V' după ciocnirea plastică și căldura care se degajă, și cele cu roșu ne dau relațiile cu care putem calcula vitezele celor două corpuri care s-au ciocnit după ciocnire, V1' respectiv V2'. Să vedem întâi dacă masele sunt egale, M1 egal cu M2 egal cu M. Atunci, V' la ciocnirea plastică devine M ori V1 plus M ori V2 supra M plus M, adică 2M. Deci voi avea V' egal cu M pe lângă V1 plus V2 supra 2M. Atunci masa se simplifică și în acest caz V' va fi V1 plus V2 supra 2. Deci dacă masele sunt egale și avem o ciocnire plastică, atunci după ciocnirea plastică, viteza corpului care s-a format va fi media aritmetică a celor două viteze. Din nou vă atrag atenția că vitezele pot să fie pozitive sau negative în funcție de sensul lor. Ciocnirea elastică. Am văzut că această fracție este V1 plus V2 pe 2 și înseamnă că V1' va fi 2 cu 2 se simplifică V1 plus V2 minus V1, adică va fi V2, iar V2' va fi V1 plus V2 minus V2, adică va fi V1. Și observăm că în cazul în care corpurile au masele egale, corpurile care se ciocnesc, atunci în ciocnirea elastică ele fac schimb de viteze. Viteza primului corp după ciocnire va fi egală cu viteza celui de al doilea corp înainte de ciocnire, iar viteza celui de al doilea corp după ciocnire va fi egală cu viteza primului corp înainte de ciocnire. Un caz foarte important este așa numită ciocnire cu un perete. Asta înseamnă că unul dintre corpuri, să zicem cel cu masa M2, are masa mult mai mare decât celălalt. Și atunci corpul cu masa foarte mare îl numim perete. Este ceea ce se întâmplă, de exemplu, când lovim un perete cu un bulgăre de zăpadă. E o ciocnire plastică cu un perete. Masa peretelui împreună cu casa, împreună cu pământul, este enormă în comparație cu masa bulgărelui de zăpadă. Și atunci, să punem această condiție, aici la viteza V' după ciocnirea plastică, și să împărțim membru cu membru toți termenii la M2. Și atunci vom avea că V' este egal cu M1 supra M2 ori V1 plus M2 supra M2 ori V2, totul supra M1 supra M2 plus M2 supra M2. Dar dacă M2 este mult mai mare decât M1, înseamnă că fracțiile M1 pe M2 sunt practic zero. Și atunci acești termeni pot să dispară din expresia noastră și obținem că V' este egal cu, aici este V2 și supra 1, adică este V2.
Și dacă ne gândim un pic, nu-i deloc surprinzător, pentru că V2 a fost viteza peretelui. Deci în cazul pe care l-am discutat, și peretele era în mișcare. De pildă, o locomotivă se ciocnește plastic cu un țânțar. Bineînțeles că după ciocnire, atât locomotiva cât și țânțarul, care acum formează un singur corp, vor avea viteza pe care a avut-o locomotiva înainte. Deci V' este egal cu V2, cu viteza peretelui. Dar în cazul ciocnirii elastice, vedeți că această fracție are valoarea V2 și atunci V1' va fi de 2 ori V2 minus V1, iar V2' va fi de 2 ori V2 minus V2, adică va fi V2. Adică și în cazul ciocnirii elastice, peretele își păstrează viteza, V2' viteza peretelui după ciocnire, este egală cu V2, cu viteza peretelui înainte de ciocnire. Iar viteza corpului cu masa mai mică după ciocnire va fi 2V2 minus V1, de 2 ori viteza peretelui minus viteza pe care a avut-o corpul respectiv înainte de ciocnire. Să notăm și aceste lucruri. Există foarte multe aplicații și probleme foarte interesante legate de impuls în general și de ciocniri în special. Așa cum v-am mai spus, vom discuta o parte dintre aceste lucruri aplicative după terminarea cursurilor de teorie. La revedere!